Ei, ce faci, Nușa? Nușa, a început live-ul. Lumea așteaptă să vorbim cu ei. Wow. Ce cauți acolo? Ce găsești? Ce faci? Salut, Cristian. Salut. Salut. Mă scuzați. Găsesc oportunități. Oportunități? Wow. Eu știu multă lume, așa de câțiva ani buni, se ocupă de oportunități. Le caută, le vânează, se uită după ele, le așteaptă. Care-i faza cu oportunitățile astea? Ce sunt ele? E un cuvânt foarte bombastic, așa, și mare. Eu l-aș defini mult mai simplu. E o șansă care, pentru o perioadă de timp, mi se dă. Deci, doar pentru o perioadă de timp, mi se dă să fac ceva ce îmi place, să obțin ceva ce am nevoie, și să mă simt bine. Dar este doar pentru o perioadă de timp. Aha, deci asta ar fi cumva ideea, să vorbești despre fereastră de oportunitate. Exact. E deschisă exact, doar o vreme. O perioadă de timp. E exact cum e trenul. Vine în gară și stă 2 minute. Uh-huh. Dacă după 2 minute nu l-ai luat, pupici pe frunte. Corect. Nu mai există. Și ai zis ceva foarte interesant când te-am întrebat de mai multe ori ce faci. Tu ai zis că găsești oportunități. Da. Păi majoritatea oamenilor se uită după oportunități. Păi dacă mă uit după, înseamnă că după, în română, înseamnă că trecut. Corect. E corect. Mai încolo. Sau, adică oportunitatea aici și eu mă uit după ea. Corect. Sau mai facem ceva, căutăm oportunități. Eu mă gândesc așa, că scopul este să le găsim și nu să le căutăm. Oportunitatea, cel puțin așa cred eu, din punctul meu de vedere, este, te găsește ea pe tine, vine ea spre tine. Vine cineva și îți oferă ceva sau te întreabă ceva sau îți oferă o șansă de job, de un produs, de o excursie. E ceva ce vine spre tine. Cumva oportunitatea ea vine la tine și se și deschide. Exact, și exact. Dacă tu ești acolo, te duci și tu către ea și te deschizi. Exact, practic exact. E un fel de sincronicitate chestia asta. Da, ceva vine în câmpul tău și tu ești atent. Și aici dacă eu ești zic, atent, dacă ești atent și zici, acest lucru îl vreau, dar aici intervine ceva. Trebuie să știi foarte clar ce vrei. Aha, ca să știi unde să-ți orientezi atenția. Exact, pentru că dacă tu ai niște scopuri, niște obiective clare, știi ce vrei. Da. Da? Vreau să-mi cumpăr o pereche de pantofi roșii. Vin oferte, da, mă sună cineva, băi, am adus niște pantofi super, ce culoare sunt? Păi sunt verzi și albi. Nu mă interesează. Da. Pe când dacă mie nu-mi este clar că eu vreau pantofi roșii, atunci poate o să-mi iau. Zic că, da, universul ar fi simpatici. Da, apropo de această claritate, am o idee foarte drăguță și pentru cei care ne urmăresc, ca să ne dăm seama cât de clar suntem noi și ce ar merita să facem legat de asta, fix acum când ne urmăm problema tehnică. Gândiți-vă dacă puteți să spuneți imediat, în următoarele 10 secunde, care sunt cele mai importante 3 valori ale voastre. Ups! Ce este fabulos, majoritatea oamenilor nu pot face aceasta. Nu cunosc care sunt cele mai importante 3 lucruri ale lor, sau mai bine, au nevoie de câteva minute și îi ajută dacă au un pic și un creion să se gândească, zicem, cine a terminat liceul. E un exercițiu bun, da, vi-l recomand. Și a luat bacul în prima sesiune, face chestia asta maxim 5 minute cu pixul și cu foaia. Dar, mod normal, oamenii nu știu care sunt cele mai importante 3 lucruri pentru ei, astfel încât să primească oportunitatea. Oportunitatea să respecte aceste 3 valori ale persoanei. Păi lor fi mai multe, dar măcar 3, palea primele, ar fi interesant dacă le știu sau nu. Deci va da temă de casă, da. Da, ca să aibă această, ca zic, claritate, atenție despre care vorbeai. Pentru că eu am senzația, cum descriei tu cu trenul, că sunt mai multe. Vin unul după altul, păi și sunt mai multe din, șine. Și din direcții diferite și la ore diferite. În aceeași oră pot fi multe, într-o oră poate să nu fie niciunul sau într-o perioadă de timp să nu fie deloc.
am avut noi o discuție interesantă la un moment dat în care am identificat faptul că, sau ne-a devenit clar și vrem să facem asta viu și pentru cei care ne urmăresc, în perioade grele în care oamenii sunt îngrijorați, stresați sau poate societatea întreagă e preocupată de anumite aspecte, ca acum, apar oportunități. Care nu erau înainte. Exact. Apar oportunități și vor noi. Fi o perioadă de timp, pentru că lucrurile se schimbă, cel puțin acum, în ceea ce se întâmplă în țara noastră și nu doar, în lume, schimbările sunt extrem de rapide. Rapide. Și atunci apar. Asta e cumva o veste bună, că în situațiile dificile totuși apar și oportunități. Întotdeauna. Cum ar fi cazul să ne setăm atenția? Cei care urmăresc, ce indicații am avea să le dăm, să-și stabilească, nu știu, să clarifice, astfel încât oportunitățile specifice ale acestei perioade să le îmbrățișeze. Pentru că ce interesant, când ai sesizat o oportunitate, împlinești ceva valoros pentru tine, exact. Poate îți împlinești vocația, poate, nu știu, te liniștești financiar, exact, găsești exact. Sufletul pereche, etc. Exact. Dar oferi și ceva de care lumea are nevoie. Exact. Cum ar, ce ar fi de făcut în situația aceasta? În primul rând, deci în primul rând să-ți fie foarte clar ce-ți dorești, care sunt scopurile tale, obiectivele tale pe termen scurt, mediu și lung. După ce te-ai clarificat, pentru o perioadă de timp, câteva zile, minim o zi, fii foarte atent la ce este în jurul tău. Și atunci vei observa ceva ce poate altfel n-ai fi fost capabil. Pentru că dacă tu ești clar cu ceea ce vrei, și ești atent la mediu, la ce este jurul tău, oportunitățile vin spre tine. Pentru că se zisezi, dacă eu vreau pantofi roșii, atunci voi fi atentă și voi vedea pantofii roșii. Corect. Dacă eu vreau doar pantofi, o să fiu vraiște că mă uit la toate culorile de pantofi, la toate modelele. Și să știu, vreau pantofi roșii, sport sau de ocazie, sau așa, cu toc, fără toc, deci... Deci să fie cât mai clar ceea ce doresc. Perfect. Și în cazul ăsta, nu mai e ca la țeluri cu obiective, facem pași, etape, nu știu ce, o Doar cale. Știu ce vreau. Știu ce vreau. Foarte clar. Cât mai clar posibil. Îmi aloc timp. Și sunt atentă. Și sunt atentă. Super tare. Eu cred că o să vă fie foarte de folos această clarificare legată de ce înseamnă oportunitate, diferit de țel, scop, obiectiv, pentru că ele sunt în jurul nostru. O mulțime! O zi minunată! O zi minunată! La revedere! La revedere.